Pentru executarea unor lucrări de remediere a unor avarii la conducta de alimentare cu apă din municipiul Constanța, de pe strada Voinicului, Săcerajă S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile joi, 26 aprilie, în intervalul orar 9:20. Vor fi afectați toți consumatorii cuprinși în perimetrul delimitat de străzile Tomis, Pictor Nicolae Grigorescu, Primăver, Ion Rațiu, Tomis, precum și punctele termice 103 și 106. Societatea Raja S.A. Constanța își cere scuze față de consumatorii afectați de aceste lucrări și asigură că va face tot ceea ce este necesar pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile într-un timp cât mai scurt. Abonații afectați sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic pe perioada întreruperii furnizării.